Bine v-am regăsit! Eu sunt Oana și vă aduc recomandările City Guide pentru astăzi. De la ora 20 la sala radio, Jazz Night Out prezintă Hiromi, The Trio Project, featuring Anthony Jackson and Simon Phillips. Hiromi prezintă avantgarda jazzului contemporan, cu show-uri vibrante de o sensibilitate precisă de quartz japonez, în care pianista pur și simplu își pierde mințile deasupra pianului, pentru ca toți cei din sală să se regăsească în muzica ei. Simon Phillips o provoacă la baterie, atrăgând-o într-un duel pe terenul său preferat, rock-ul, iar basistul Anthony Jackson completează trioul cu un bas unic la propriu și la figurat. La Hollywood Multiplex, de la ora 20 și 45 de minute, rulează filmul Tomorrowland. Acțiunea se petrece într-un ținut fascinant și extrem de avansat din punct de vedere tehnologic, unde George Clooney este un bărbat de vârstă mijlocie, care pentru a salva pământul trebuie să facă tot posibilul pentru a se întoarce în Tomorrowland. Asta după ce a fost izgonit de aici, pe când era copil, de către omul care și-a petrecut întreaga viață exploatând minunățile ținutului în interes propriu. One way in. They know we're coming, so follow me. De la ora 21 și 45 de minute la Grand Cinema and More puteți urmări filmul Spy. Susan Cooper este un analist CIA modest care lucrează la birou și este eroul necunoscut din spatele celor mai periculoase misiuni ale agenției. Dar când partenerul ei iese din rețea și un alt agent de top este compromis, ea se oferă voluntară să lucreze sub acoperire ca să se infiltreze în lumea unui dealer de arme mortale și să prevină o criză globală. Don't let me down, Cooper. I will not. I will let you up. Stop talking. I will let you up. We're giving you a new identity. You will no longer be Susan Cooper. You're Honey Morgan, divorced. Acestea au fost recomandările City Guide. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații dedicate timpului liber. Distracție plăcută!